Bine v-am regăsit, prieteni, fermieri, amatori de agricultură sau doar simpli privitori care apreciază tot ce este bine făcut aici pe plaiuri mioritice și nu numai. Sunt Ramona Pandele și mă bucur să vă fiu iarăși gazdă la o nouă ediție a emisiunii Agromagazin. Laboratorul Centrului de Cercetare Agroest Muntenia, o investiție dintr-un proiect premiat la nivel internațional, aduce inovația în domeniul agricol, mai ales în nutriția din agricultura vegetală. Laboratorul este dotat cu tehnologia necesară pentru a dezvolta o gamă largă de formulări, de la concentrate solubile și produse ready-mix până la formulări mai complexe. Acest spectru larg de capacități subliniază angajamentul Agroest Muntenia față de inovație și diversitate. Pentru a oferi în fermă produse adaptate nevoilor, dar și dotărilor tehnologice. Laboratorul Agroest Muntenia este un exemplu de progres și dedicare în domeniul agriculturii, demonstrând cum inovația științifică și tehnologică poate aduce soluții concrete și eficiente pentru agricultura modernă. În cadrul Departamentului de Cercetare Agroest Muntenia dezvoltăm rețete noi de fabricație din catalogul propriu pe baza recomandărilor Departamentului Tehnic în funcție de nevoile fermierilor din România, având în vedere schimbările legislative, dar și cele de mediu și economice. Avem dotarea tehnică necesară pentru a dezvolta diferite tipuri de formulări, atât simple, precum concentrate solubile și produse de tip ready-mix, dar și formulări complexe, precum concentrate emulsionabile, microemulsii, suspoemulsii, fertilizanți de tip gel. Odată definitivate, rețetele de fabricație sunt transmise către colegii din producție, urmând ca produsul finit să se întoarcă în departamentul de control al calității. În viitor, laboratorul nostru va dezvolta și rețete de fabricație pentru produsele granulate, urmând ca apoi produsele să fie fabricate într-o nouă linie de producție. Serviciile oferite de laboratorul Agroest Muntenia au rolul de a veni în ajutorul departamentului tehnic, astfel încât agenții să poată recomanda soluții adecvate necesității fermelor, atât pentru rezolvarea problemelor nutriționale, dar și fitosanitare. Iarna vine împreună cu nenumărate oportunități pentru fermieri de a-și maximiza performanța de lucru a utilajelor. În această perioadă vă puteți procura piesele de origine la cele mai avantajoase prețuri. Titan Machinery România vine în sprijinul fermierilor cu o ofertă unică pe piață. În campania de iarnă la piese de origine aveți 30% reducere la filtre și fluide Accela și 25% reducere pentru piesele de schimb CNH. Iar plata a fost stabilită a se efectua până la data de 1 iunie 2024. Puteți reduce astfel costurile și timpii de reparații ai utilajelor din fermă, folosind piese și consumabile de origine CNH. Nu pierde super oferta Titan Machinery România. Campania de iarnă pentru piese de origine este valabilă până pe 29 februarie 2024. Cumpere acum cu plata până la vară. Ai cele mai bune oferte de pe piață la piesele de origine. Ai 30% reducere la filtre și fluide Accela și 25% reducere pentru piesele de schimb CNH. Pentru mai multe informații, accesează magazinul online de piese al Titan Machinery România la store.titanmachinery.ro.
Magazinul Regal Fermierul oferă o gamă largă de produse destinate nevoilor fiecărui fermier, dar și consultanță cu specialiști de top. Compania aduce în atenția clienților noi produse de calitate și accesibile ca preț. Folia perita în diferite grosimi și dimensiuni este un produs de înaltă calitate distribuit în exclusivitate în România de Regal Fermierul. De remarcat că în portofoliul magazinului găsiți echipamente și componente pentru a vă construi propria seră de legume, dar și produse ideale pentru îngrijirea plantelor, dezvoltarea sau întreținerea recoltelor. În plus, vă este pusă la dispoziție o gamă foarte mare și diversificată de produse pentru protecția plantelor. Există soluție la orice problemă în orice colț al țării. Este motoul celor de la magazinul Regal Fermierul. Legumicultorii, horticultorii sunt interesați de produse de calitate și ca să ai produse de bună calitate trebuie să mergi la cei care le vând. Regal Fermierul este o firmă românească, o firmă tânără cu angajați tineri și îl găsim din nou pe Andrei. Bună ziua, domnul Bogdan, mă bucur să vă revăd. Bine te-am găsit, Andrei. Să știi că noi am vorbit data trecută un pic despre produse, acum vreau să vorbim despre un lucru extrem de important, folia. Pentru că un solar care nu are o folie bună are o mare problemă. Dacă folia nu are aditivii necesari pentru plantă, planta nu o să fie dezvoltată. O folie care se numește Perita, m-am uitat, folie profesională Perita. De ce într-adevăr, Perita? Într-adevăr, Perita este marca noastră înregistrată. Este marca Regal Fermierul. Nimeni nu mai poți găsi în altă parte. Nu se poate găsi decât în magazinele noastre, în magazinele fizice, în magazinul online pe care îl avem și la partenerii noștri, pentru că acum dezvoltăm o rețea foarte mare de parteneri care comercializează folia Perita, pentru că noi o vindem de 5-6 ani de zile, 6 ani de zile, iar folia a confirmat ceea ce a spus noi, garanția. Cererea a crescut, asta înseamnă cererea că crescut. Da. Au da, încredere da, da. În calitățile. Păi, puteți să vă spun, pot să mă laud un pic și pot să vă spun că că până la urmă lucrurile astea, da. Faptul că îți cumpără atât de mulți este de fapt lauda pe care aveți. Dar mă laud în fața dumneavoastră un pic și pot să vă spun că anul acesta am vândut 700 de tone de folie până în acest moment, care nu cred că este o cifră destul de mică, este destul de mareșoară. Hai să vorbim un pic despre Perita. Am văzut că sunt diferite dimensiuni, grosim. Grosim, da. Dimensiuni avem de la 1,5 până la 20 de metri. Avem una dintre cele mai mari lățimi care se găsește pe piața din România. Și dimensiunile solarului. Sigur că da. Deci până la 20 acoperim orice solar. O să avem peste ceva timp și până la 24, că vrem să aducem această lățime. Dar momentan avem până la 20. Avem grosimea foliei de la 120 până la 200 de microni. Avem 120, 150, 170, 180 și 200 de microni. Fiecare folie este garantată după microni. La 120 avem 2 ani de zile garanție, la 150 3 ani, la 170 și 184 ani de zile garanție, iar la 200 avem 5 ani de zile garanție. Aceasta este vârful nostru de gamă, este folia de 200 de microni fabricată în 8 straturi cu 7 aditivi activi. Nu este foarte mult pentru că este fabricată prin metoda de coextrudare. Cu cât folia are mai multe straturi, cu atât durata ei de viață ajunge mai mult, pentru că asta Dă-ne fac straturi. Durata de viață, de exemplu, durata de viață pot să vă spun că la această folie de 200 de microni ajunge până la undeva la 10 ani. Pe 10 ani nu trebuie să umble 10 la ani, solar, da. Nu. Decât dacă, Doamne ferește, are vreo calamitate. Noi nu putem să răspundem de aceste aspecte, da. Dar ceea ce ține de noi răspundem cu siguranță că folia are o durată de viață destul de mare. 10 ani de zile, 7 aditivi. 7 aditivi și 8 straturi. 8 straturi, să nu uităm de acest aspect. De ce recomand folia Perita? Pentru că o vând de 6 ani de zile și până în acest moment eu cu folia Perita nu am avut incident. Îi oferim folia pe dimensiunile cerute de el, nu obligăm clientul să cumpere la rolă. Dacă vrea 10 metri, clientul îi dăm 10 metri. Vrea 100, îi dăm 100. Pentru că noi avem rolele jumbo de o tonă și avem 3-400 de metri pe rolă. În 5 minute maxim clientul știe câte kilograme are nevoie, ce lățime are nevoie, pentru că unii clienți vin și ne spun: am un solar de 6 metri la bază. Și noi calculăm cu tot o arcadă cât ar trebui lățimi. Îi oferim consultanță totală. Deci noi oferim toate produsele de la solul negru până la recoltare. Da, oferim toate produsele necesare pentru dezvoltarea unei plante. Păi ce să spun, Andrei, succes, m-ai convins. Dacă vreau să-mi fac solar, să știi că vin să iau. Vă rog, cu mare încredere. Vă mulțumesc frumos, aveți o zi ușoară, domnul Bogdan. La revedere, Doamne ajută. Numai bine. Pregătiți-vă pentru sezonul următor cu Titan Machinery România.
Tot în campania de iarnă, cuprinsă în perioada 20 noiembrie 2023-29 februarie 2024, piesele de origine Vaderstad beneficiază de un discount de 15%. Titan Machinery România este unic importator și distribuitor al utilajelor și pieselor Vaderstad, produse exclusiv la fabrica din localitatea Vaderstad, Suedia. Producția proprie de piese de uzură a producătorului Vaderstad este unică pe piață și conferă companiei controlul deplin asupra procesului. Așadar, aveți cele mai bune oferte la piesele de origine cu plata până la vară. Pentru mai multe informații, vă invit să accesați magazinul online de piese al Titan Machinery România. Where some see just a piece of steel. Acolo unde unii văd doar o bucată de oțel, fermierii profesioniști văd posibilitatea unei remarcabile apariții. Ei știu prea bine că piesele care se uzează sunt cele care fac treaba cea mai grea. Acestea sunt componentele care trebuie să fie extrem de rezistente și care trebuie să se potrivească perfect. Ele trebuie să aducă beneficii excelente în orice condiții de lucru. Pentru fermierii profesioniști, nu este doar o muncă care trebuie dusă până la capăt. Provocarea lor este de a obține maximum de recoltă cu cel mai mic cost per hectar. De aceea, inovăm mereu produse mai bune. De aceea nu facem niciodată compromisuri la calitate. De aceea proiectăm, testăm și producem piese de origine în propriile fabrici. Scopul nostru este întotdeauna de a oferi piese de cea mai înaltă calitate acelor fermieri care vor mai mult decât o bucată de oțel. Piese de origine Vaderstad, concepute pentru profesioniști. Asociația Galna-Poca-Porolisum anunță încheierea cu succes a proiectului Erasmus Plus Rural Youth Parliament. Echipa proiectului s-a reunit într-o conferință de presă pentru a împărtăși rezultatele și impactul proiectului cu presa, oferind informații detaliate despre realizări și despre perspectivele viitoare. Proiectul Parlamentul Rural al Tinerilor, inițiativa Asociației Grupului de Acțiune Locală Napoca-Porolisum, a demonstrat că atunci când tinerilor din zonele rurale li se oferă un cadru adecvat, aceștia nu numai că se deschid și se implică activ, dar au și o mulțime de idei valoroase. În cadrul conferinței, reprezentanții Galului au prezentat procesul prin care s-au identificat și implementat soluții practice și inovatoare pentru implicarea tinerilor în procesele democratice și pentru dezvoltarea comunităților rurale. În fiecare zonă s-a format un parlament, fiecare zonă de dezvoltare, sunt 5 zone. Și în acest sens, ca să se formeze acest parlament, s-au făcut niște evenimente în care grupul de acțiune locală Galna-Poca-Porolisum a invitat diferite persoane ca să învețe anumite abilități. De exemplu, a fost pentru public speaking, pentru creșterea încrederii în sine, dezvoltare personală. Și pe lângă acest lucru s-a făcut și o simulare a Parlamentului Rural al Tinerilor. Această simulare a constat în ideea unui proiect și fiecare tânăr a fost implicat în crearea acestui proiect și apoi și-a spus opinia. În cadrul întâlnirii au participat și persoane de decizie din primării sau consilii locale ale acestor zone rurale. Și ei au dat un feedback pentru aceste persoane. Practic s-a făcut exact cum vedem în Parlament. S-a votat cine știu cel mai bine, care a fost ideea cea mai bună și le-au dat un feedback ce se poate implementa. Formarea Parlamentului Rural a fost un proces mai delicat, aș putea spune. Am cerut informații de la tinerii din teritoriu cu privire la nevoile pe care ei le au și necesitățile și lipsurile pe care ei le simt în teritoriu. Iar mai apoi am încercat să oferim niște activități aliniate cu nevoile pe care aceștia le au. Am avut activități de ecologizare, am avut seri de film, am fost chiar și Moș Crăciun cu voluntarii din Parlamentul Rural al Tinerilor pentru copiii din grupele defavorizate. Și eu zic că am făcut totuși o treabă destul de bună într-un interval de timp scurt, aș zice eu. Vreau să fac un pic de anticipație pentru programul următor. 2023, 2024, 2027,
Programul LEADER se numește Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și această dezvoltare se va face împreună cu implicarea, cum am zis, în special a actorilor locali, pe baza unei strategii de dezvoltare locală. Și să revenim la subiectul de astăzi, suntem implicați într-o grămadă de proiecte Erasmus, în care în special tinerii sunt implicați în aceste proiecte. În cadrul acestui proiect au fost accesate fonduri europene în sumă de aproximativ 100.000 de euro, care au fost repartizate în mod egal pentru cei patru parteneri din cadrul proiectului, fonduri care au fost alocate pentru managementul proiectului, pentru implementarea acestuia, desfășurarea de întâlniri transnaționale în cadrul acestui proiect, pentru atingerea rezultatelor care au fost stabilite prin proiectul Rural Youth Parliament, anumite evenimente de multiplicare a rezultatelor, deplasări internaționale, activități de învățare, predare și training. Tinerii din teritoriul nostru sunt foarte importanți deoarece ei reprezintă viitorul, ei cunosc cel mai bine care sunt nevoile din comunitate. Așadar, în viitor noi ne dorim să implicăm în activitățile noastre, evident, în continuare. Dorim ca să-i finanțăm, să-i sprijinim, bineînțeles, în aplicarea unor proiecte de tip umbrelă de 20-30.000 de euro, prin care pot să-și creeze, spre exemplu, o platformă online prin care să-și vândă produsele realizate handmade, fie pentru crearea unei biblioteci online sau orice alt tip de serviciu necesar în comunitate. De asemenea, dorim ca să-i implicăm în implementarea unui proiect de cooperare transnațională în care vom avea parteneri atât galuri din România cât și galuri din Europa. Și ne propunem prin acest proiect, ne propunem ca să realizăm activități cum ar fi o tabără recreativă pentru tineri, cu tinerii din teritoriile tuturor partenerilor și unde vor avea, evident, posibilitatea să se cunoască și să își afle gândurile și ideile și nevoile din teritoriile lor. Și totodată vrem să organizăm workshop-uri pentru ei, workshop-uri de dezvoltare personală, cum ar fi public speaking sau leadership or negociere în funcție de ce au ei nevoie și bineînțeles că vrem să-i sprijinim în continuare ca să-și pună ideile în aplicare. Am ajuns și la final. Acesta a fost Agromagazinul de astăzi și sper că v-a plăcut întâlnirea noastră. Eu sunt Ramona Pandele și vă aștept și data viitoare să descoperim împreună cum facem pomul să înflorească și pământul să rodească. Până atunci vă doresc să aveți numai bine, sănătate și spor în toate!